Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Astăzi vom vorbi despre relații. Cum construim o relație sănătoasă, cum o facem să funcționeze, care sunt cele mai mari provocări care pot apărea într-o relație și cum le depășim, ne va spune invitata mea de astăzi, Daniela Floroiu, life coach și trainer. Daniela, mă bucur tare mult că am reușit într-un final să ne întâlnim. Bine ai venit. Și mă bucur și îți mulțumesc mult pentru invitația de a participa la emisiunea ta și mă bucur că ne-ai revăzut chiar și după un an. Da. Tu ai foarte multe cursuri, foarte multe workshop-uri, seminarii pe tema relațiilor. De ce? Și au foarte mare succes. De ce este nevoie să învățăm să construim o relație? N-ar trebui să curgă firesc? Teoretic ar trebui să curgă firesc dacă am ști de la început ce ne dorim de fapt de la o relație. Dacă ne-am cunoaște pe noi suficient de mult și suficient de bine, încât să știm ce ne face fericiți, ce ne împlinește, ce ne face să creștem alături de o persoană. Pentru că ceea ce observ adeseori este că oamenii stau în niște relații în care se simt tot timpul în competiție. Vor să dovedească ceva, vor să aibă mereu dreptate, vor să-l schimbe pe celălalt, ceea ce este inutil, aș spune, și consumator de foarte multă energie pe degeaba, pentru că oamenii nu se schimbă. Oamenii se schimbă dacă își doresc ei să se schimbe, nu pentru că altcineva vine și spune fii așa sau fii invers pentru că nu-mi place cum ești. Și da, de aici pornește totul. Nu știm de fapt ce ne dorim de la o relație și nu știm de ce vrem să intrăm într-o relație. Și la un moment dat mi-am spus că am să scriu o carte cu motivele stupide pentru care oamenii intră în relații sau chiar se căsătoresc, de la motive de genul nu mă lăsa mama să merg la mare, până la nu mă lăsa tata să fumez, până la habar n-am de ce m-am căsătorit, cred că pentru că se căsătoreau toate colegele mele de facultate și vreau și eu să fiu în rândul lumii. Deci, e cumva o presiune a societății? Da, este cu siguranță o presiune a societății. Și spun asta pentru că am avut o cursantă care la finalul workshop-ului a spus Doamne, ce bine mă simt, mă simt eliberată, mi-am dat seama că eu nu-mi doresc o relație. Mă simt foarte bine așa singură și nu-mi doresc o relație, însă toți prietenii mei mi-au spus măi, fă și tu o relație, că ai 30 de ani, hai măi, mai fă așa și un copil. Așa este la casa ta. Așa este la casa ta, căsătorește-te, părinții tot la fel, zice, dar eu de fapt și de drept îmi dau seama că nu-mi doresc și mă simt foarte ok așa și îți mulțumesc că ai făcut cursul ăsta și că mi-am dat seama ce-mi doresc cu adevărat. Am observat că oamenii, societatea, judecă mai mult o femeie care e singură decât un bărbat care este singur. Și am întâlnit cu toții, știm ce se vorbește, ce problemă are, ceva nu e în regulă cu ea, de ce e singură, de ce nu vrea nimeni și așa mai departe. E în regulă să fii singur, să nu-ți dorești o relație? Da, este în regulă. Important este ca tu să fii ok cu tine. Asta este cel mai important lucru. Dacă tu ești echilibrat, tu te simți în armonie cu tine, faptul că ai sau nu ai o relație nu este un must, nu este ceva care să te facă să te simți vinovat. Chiar am avut o cursantă pe care am spus că aș vrea să o înregistrez, pentru că spunea atât de frumos, cât de minunat este să fii singură. Zice, eu merg la restaurant o dată pe săptămână și zice, singură merg. Și sunt atât de bucuroasă că toți chelnerii se poartă cu mine exact ca și cu o prințesă. Ce mă tratează preferențial, ba unii zice, îmi plătesc ei cafeaua sau desertul. Ce mă simt extraordinar. O chestie la care oamenii se gândesc puțin așa cu reticență, adică cum femeie se duci singură la restaurant. Ea a spus, nu am nicio problemă cu chestia asta, eu consider că este o formă în care eu mă respect pe mine. Dacă eu simt să mă duc la restaurant, nu contează că sunt sau nu sunt cu cineva. Dacă vine o prietenă cu mine, ok, dacă nu, nu este nicio problemă. Am fost neobișnuiți cu niște scheme de gândire și așa sunt mai niște departe. Sunt niște programări sociale pe care ni le-au implementat cu mult sârg și părinții și bunicii și educatorii și cu unele dintre ele probabil că venim și mult înainte de a ne naște. Da? Deci este ok să fii împăcat cu tine, să fii singur, să nu ai o relație. Ce se întâmplă atunci când îți dorești o relație și nu reușești să o consolidezi sau nu apare alesul, nu-l vezi, nu-l auzi? Important este să știi cine ești tu și să te privești pe tine prin ochii unui partener sau unei partenere. La workshop-ul de relații avem un exercițiu în care cumva oamenii sunt forțați să se uite prin ochii partenerului la ei înșiși și
observ de multe ori că nu-și găsesc calități. Văd doar defectele? Da, își văd doar defectele. Și atunci când tu nu ai o părere bună despre tine, când tu nu te vezi ca fiind o persoană pe care altcineva și-ar dori-o în viața sa, atunci ai de lucrat cu tine, pentru că poți să pretinzi oricât că îți dorești o relație. Dacă tu nu crezi că ești o persoană care merită să fie într-o relație, o persoană minunată, care merită să aibă un partener, atunci degeaba. Este ca și cum ai sta într-o, te-ar trage o căruță în față și un tren înapoi, știi? N-ai cum, n-ai cum. Și sigur, intervin frustrările și spui, de ce nu-mi găsesc, de ce nu-mi găsesc? Păi, stai puțin. Ce crezi tu despre tine? Sau se mai întâmplă să găsești și să apară tot timpul același tipar de femeie sau același tipar de bărbat? Cu siguranță asta, pentru că n-ai învățat ceva. Și se repete lecția, nu? Și se repetă aceeași lecție cu un personaj diferit. Și chiar avem un exercițiu acolo în ultima zi a workshop-ului care este fascinant, îl pregătesc special, îl las special ultimul, pentru ca oamenii să plece acasă meditând la rezultatele acestui exercițiu, concluziile fiind că ne atragem acei parteneri care au acele necalități, pentru că eu nu le spun defecte, ale părinților noștri. Și în momentul ăla îți dai seama că, de fapt, tu nu l-ai ales pe omul ăla, ci cumva, ca să poți să-ți înțelegi părinții, ca să poți să-i accepti cu toate pe care le-au avut ei când tu erai copil, îți alegi un partener pe care îl iubești, pe care îl accepti și atunci accepți și defectele părinților, da? Accepți toate lucrurile care ți-au displăcut la ei. Dacă accepți, dacă nu accepți, îți vei atrage un nou partener și un nou partener și un nou partener. Și conștientizarea cea mai profundă este de fapt aceea că atunci când mergi acasă, te gândești, ok, eu ca eu, dar el m-a ales pe mine, văzând în mine, de fapt, subconștient, bineînțeles, da, că nu alegem în mod conștient, subconștient, văzând în mine, da, sau căutând să-și rezolve propriile sale probleme cu părinții săi. Și atunci se declanșează un proces. Da. Tu ce părere ai? Sunt predestinați partenerii noștri? Pentru că am auzit în multe relații spunând, dacă Dumnezeu pe el mi l-a dat, trebuie să merg mai departe. Eu cred că unele întâlniri, într-adevăr, sunt aranjate mult înainte ca sufletele să se întâlnească aici, dar nu toate. Este posibil ca într-o altă viață să ai o relație extraordinară cu cineva și să simți că nu ai trăit toată iubirea sau poate nu ai putut să experimentezi tot ceea ce ți-ai fi dorit și atunci, da, sufletele își programează să se reîntâlnească într-o altă viață și sunt acele relații în care, în momentul în care te-ai întâlnit prima dată cu acel bărbat sau cu acea femeie, te simți acasă. Și știi că-l știi. Și știi că-l știi și că poți să-i spui orice, că este ca și cum ai vorbi cu tine. Este ceva fascinant. Adică știi pur și simplu că-l știi pe omul ăla, chiar dacă nu-ți spune nimeni, chiar dacă știi. Pur și simplu știi. Ești într-o conectare și într-o comuniune foarte strânsă. Și este o comunicare extraordinară. Se întâmplă să vorbiți telepatic, să știi când te sună. Deci este ceva extraordinar. Dar nu toate relațiile sunt așa. Deci nu toate relațiile sunt karmice, să le spunem. Nu toate relațiile sunt karmice. Da, unele sunt karmice, unele nu. Da. Însă sunt așa cum avem noi nevoie în acel moment al evoluției noastre. Asta este o chestie pe care oamenii nu o înțeleg. Spun, vai, m-am căsătorit cu soțul meu și suntem de 15 ani, de 17 ani împreună și dintr-o dată, gata, el vrea să plece. Și cumva se naște o revoltă că de ce mă părăsește? Spun mereu la workshop-uri, oamenii nu părăsesc. Deci avem această tendință de a folosi cuvinte care sunt dure și care au o amprentă emoțională negativă. Nu te-a părăsit, a ales un alt drum. Fiecare dintre noi alegem până la urmă și da, până la nivelul acela, ți-a fost necesar să ai acel partener în viața ta. Când nu mai este nevoie, când tu ți-ai învățat lecțiile sau când el și-a învățat lecțiile, nu mai aveți de ce să stați împreună și ai nevoie de un alt partener ca să treci la următorul nivel. Da, dar se întâmplă în cuplurile astea când unul dintre parteneri vrea să aleagă un alt drum, celălalt se încerce să-l oprească, să nu-i dea voie. Da. Și asta este o dovadă de neiubire. Pentru că dacă îl iubești pe omul ăla cu adevărat, îți dorești doar ca lui să-i fie bine. Și dacă el este fericit în altă parte, cu o altă persoană sau pur și simplu singur, că sunt persoane care se despart, divorțează sau, da, și
nu intră într-o altă relație, ci pur și simplu și au timp să stea cu propria persoană, să afle lucruri, să descopere lucruri, să afle cine sunt ei și ce își doresc cu adevărat. Dar mai sunt și oameni care ies dintr-o relație și simt teamă să mai intre într-o altă relație. Da. Ce facem în aceste situații? Sunt foarte mulți așa, pentru că le e teamă să nu fie din nou răniți, să nu fie din nou... Este, ce pot să spun, este ca și cum ai început să mergi, ai învățat să mergi și ai căzut odată. Și ce faci? Nu te mai ridici niciodată? Trebuie să mergi mai departe. Trebuie să mergi mai departe, da? Nu poți să faci decât să dai tot ceea ce ai tu mai bun în tine și să pui acolo pe masă tot ceea ce poți tu. Atâta este responsabilitatea ta, să fii tu și să hrănești relația aia cu tot ceea ce ai tu mai bun. Ce se întâmplă cu celălalt partener? Ce va face celălalt când va primi? Păi ce va face? Dacă el simte că tu îi oferi atât de mult, că tu îl iubești cu adevărat, că îți dorești să îți petreci mai mult timp cu el, că n-am să spun până la sfârșitul vieții, da? Atunci va răspunde și el la ceea ce tu îi oferi. Pe de altă parte, dacă pui îndoiala de la început, vei pune în câmpurile tale acea informație. Dacă te gândești, și ăsta o să mă înșele cum m-a înșelat fostul, și eventual îi mai și spui că dacă mă înșeli, nu știu ce-ți fac, în secunda aia, nu numai că îi transmiți lui, te văd în stare să mă înșeli, deci ești o persoană care nu este de încredere, vei atrage în realitatea ta lucrul ăla de care te sperii, lucrul ăla de care te temi. Se și spune de multe vreme, deci ți-e frică de a nu scapi. Exact, exact. Hai să luăm de la început. Relațiile în primii ani, să spun, sunt armonioase, sunt fericite, e acea perioadă de îndrăgostire, după care încep ușor, ușor să apară provocările. Care sunt cele mai mari provocări care apar într-un cuplu? Cea mai mare provocare pe care o aud la ultimele workshop-uri este lipsa de comunicare. Oamenii nu-și mai oferă timp să stea unul cu celălalt. Pur și simplu, se lasă prinși de toată goana asta, după diverse, după facturi, după grădinița copiilor, după... Cariera. Carieră. Pun mulți pe primul plan. Da, au din ce în ce mai puțin timp pentru ei și acel timp pe care l-au și îl petrec în fața tabletei, în fața laptopului. Am auzit inclusiv băieți la workshop care au spus, vine prietena mea acasă și scroll pe telefon sau pe tabletă. Și eu ce să fac dacă ea este mai interesată de ce este pe Facebook decât de mine? Adică oamenii ajung să se simtă singuri în cuplu. Și cred că asta este cea mai mare provocare. Cred că e cea mai grea singurătate. Este cea mai grea singurătate. Singurătatea în doi. Da. Doar ți se pare că ești cu cineva, dar în realitate te simți singur acolo. Și cumva ca să poți să treci peste asta, să reușești să te conectezi cu adevărat cu partenerul tău, nu ai nevoie de prea mare lucru. Ai nevoie să stai 4-5 minute de două ori pe zi, ochi în ochi și să te privești, pur și simplu. Chiar dacă vorbești, chiar dacă nu vorbești. Facem exercițiul ăsta la workshop și îți spun, rezultatele sunt uimitoare. Sunt uimitoare. Deci oameni care nu s-au cunoscut până la workshop, după 4 minute plâng, se îmbrățișează, își spun cuvinte din suflet într-un fel în care nu și-ar fi imaginat niciodată. Că sunt capabili să facă. Că sunt capabili să facă, da. Exact. Și le-am spus, gândește-te dacă poți să faci asta cu un om necunoscut, gândește-te cum e să faci asta cu partenerul tău, cu omul ăla pe care îl iubești. Omul ăla de care îți pasă cu adevărat. Când apar primele provocări în cuplu? Când intervin fisurile? Este o perioadă anume? În momentul în care te simți neglijat, în momentul în care nu te mai simți respectat, în momentul în care te lași furat de ceea ce se întâmplă de jur împrejurul tău și uiți că relația aceea este ca o plantă. Dacă nu o uzi, dacă nu o hrănești, dacă nu-i oferi lumină în fiecare zi, se destramă și este păcat. Dacă ai ceva frumos, treaba ambilor parteneri este să hrănească acea relație, să o facă să fie vie, pur și simplu, să o lase să înflorească. Și spun de multe ori, le spun mereu fetelor, mai ales când se întâmplă să fie un workshop doar cu fete, le spun, întreabă-l pe partenerul tău, din când în când, când te-ai simțit ultima dată
fericit. Sau când te-ai simțit ultima dată iubit. Pentru că întâlnesc în ședințele de coaching când sunt cupluri, momente în care ea spune în 2012 și el spune în 2007. Deci, de atâția ani ei se simt neiubiți și sunt nefericiți în relația aia și niciunul nu și-a spus chestia asta. Și totuși, de ce rămân într-un cuplu doi oameni când se simt ambii nefericiți? Din obișnuință, din teamă, pentru că au aceeași rată la bancă de plătit, o să râzi, dar și ăsta este un motiv pentru care oamenii rămân împreună, spun că, măi, dar avem rate de plătit, acum 25 de ani, trebuie să stăm împreună. Serios? Lucrurile materiale, da. Din cauza lucrurilor materiale și sunt foarte multe persoane care spun că rămân în cuplu pentru că au un copil sau doi copii și că ce ar spune copilul dacă. Însă, din păcate, faptul că tu rămâi într-un cuplu în care ești nefericită sau el rămâne într-un cuplu în care este nefericit, dă copilului tău un exemplu care nu este bun, este un exemplu greșit, pentru că copilul tău va repeta ceea ce tu ai făcut în cuplu ca să înțeleagă de ce ai făcut. Va și percepe e păcat. Acea da, da, va percepe acel model ca fiind... E singurul model pe care îl vede, îl vede la părintele lui. O vede pe mama nefericită că... Da, se vede, ei sunt obișnuiți să ne observe mimica feței, ei știu într-o secundă, știu exact ce stare avem. Da? Și știu când suntem fericiți și când suntem nefericiți. Și dacă în acea casă mai sunt și discuții și scandaluri... Asta nu mai vorbim, da, da. Deci copilul va perpetua modelul pe care îl vede acasă și este păcat. Ok, pentru viața ta e viața ta, dar dacă ai și un copil, gândește-te că îi predai acel model de sacrificiu, de supunere, de... ce vede copilul acolo în casă și îl faci pe el să aibă o relație în care să se comporte exact la fel ca tine. Și să-i fie foarte, foarte greu să iasă, adică să depășească tiparul și să iasă din modelul ăla. Și da, când vrei să rămâi așa într-o relație în care nu te simți ok, mai gândește-te încă o dată dacă îți dorești ca și copilul tău să repete același lucru. Și dacă nu-ți dorești, atunci fă ceva, pentru că fiecare copil își dorește ca părinții lui să fie fericiți, nimic altceva. Spuneam că prima provocare ar fi comunicarea, lipsa comunicării. Lipsa comunicării, așa, da. Să vedem ce alte provocări mai sunt. Celelalte provocări, să spunem că ar fi interesul exagerat acordat carierei. Foarte mulți oameni spun, păi întâi mă ocup de carieră și lasă, că el mă așteaptă acolo acasă. El mă așteaptă acolo acasă. Și dacă mai vine și cu da. Un salariu foarte mare, da, dacă mai vine tolerăm. Cu... Da, da, da. Și din păcate ajung în momente din astea în care, să spunem, merg în concedii sau merg undeva unde merg împreună și sunt doar ei doi și își dau seama că nu mai au nimic să-și comunice. Pentru că nu mai sunt obișnuiți să comunice, s-au îndepărtat și li se pare că stau în casă cu un străin sau că merg în vacanță cu un străin. Și este trist când îți dai seama că nu te mai ține nimic legat de persoana aceea. Cumva ai nevoie să te întorci la primele momente, la lucrurile care vă făceau fericiți și să le reiei. Și o idee frumoasă ar fi să poți să iei fotografii din urmă, de când erați voi bine și vă simțeați minunat și cumva să le readuci acolo și să spui ce ar fi să mai facem lucrul ăla. Poate să mergem împreună la munte, poate, nu știu, să ne luăm o seară romantică în doi, ca și cum nu ne cunoaștem, ca și cum suntem la început. Adică putem să aducem în cuplu din nou această stare, pentru că am mai avut-o odată și deci știm cum să o facem. Dar pentru asta, din nou, trebuie să muncești. Într-o relație trebuie să muncești, adică nu să o iei de-a gata, nu să-ți imaginezi că gata, am o relație și e minunat. Eventual mai avem și certificatul de căsătorie și atunci considerăm că până la moarte o să fim cu omul ăla. Nu, trebuie să investești. Angajamentele astea până la moarte, da. Nu știu cât sunt de... Da, regulă. Ideea e că, da, că oamenii nu percep că această căsătorie ca fiind ceva de care să te bucuri atât cât ține, da? Se agață exact cum spuneai, se agață și spun, vai, nu-ți dau voie să mă părăsești, nu știu ce o să fac, mă sinucid dacă mă părăsești. Hello. Da. O altă provocare foarte mare și cred că foarte dureroasă, foarte grea, este infidelitatea, nu? Da, cu siguranță. Când apare că da. Și de ce apare? Atunci când există loc. Când atunci există când loc. S-a creat loc. Când există cuplu, o breșă, da? Când există o breșă, da. În momentul în care există o breșă, da, ori el, ori ea sunt tentați să se uite către alte persoane. De ce? Pentru că nu se mai simt înțeleși în cuplu, pentru că nu se mai simt ascultați în cuplu, pentru că nu se mai simt iubiți. Și în loc să meargă către partener,
și să spună, uite, ce experimentez eu, uite ce simt eu, și să comunice asertiv lucrul ăsta, să spună pur și simplu, nu mă mai simt iubit. Simt că nu-ți mai pasă de mine. Îmi doresc mai mult de la relația noastră și spune ce-ți dorești. Dacă nu faci chestia asta, nu, pentru că calea cea mai ușoară este să te duci să cauți în afara cuplului și să-ți satisfaci acolo acea nevoie de a fi ascultat, de a fi iubit, de a fi, da? Lucruri pe care nu le primești în cuplu. Însă, ce se va întâmpla? Te minți pe tine, în primul rând. Îți minți și partenera sau partenerul, da? Și minți și cealaltă persoană, pentru că nu poți să fii 100% în relația aia, adică ce oferi tu, celei de-a treia persoane, să zicem. O părticică din timpul tău, o părticică din atenția ta. De fapt, nu oferi nimănui, nici ție, exact. Nici acasă, nici exact. Celei de-a treia persoane. Exact, exact. Și totuși sunt multe cupluri care funcționează așa de ani și ani de zile, cu toții știm. Da, sunt multe cupluri. Este o alegere pentru fiecare, pentru că fiecare dintre ei probabil că are un beneficiu. Adică soția care știe că soțul mai are și alte relații și rămâne acolo în relație, înseamnă că are niște beneficii. Sau, pur și simplu, ea este ok cu acest tip de relație. Poate că și ea are relații cu alte persoane și ei au decis să aibă o asemenea relație. Și este alegerea lor. Adică, cred că este imposibil să nu știi că un partener te înșală. Cumva simți. Da. Simți, mai ales dacă ești femeie, cu siguranță zi, noi avem, adică cred că nu așa trebuie așa o confirmare, da. Niște da. Dovezi. Da. Bine, acum există și suspiciuni când nu e cazul, știu, foarte multe femei geloase care da. Verifică telefoane, verifică da, program, da, urmăresc da. Și așa mai departe. Da. Ceea ce nu, deci asta, în momentul în care ai ajuns acolo, în momentul în care ai ajuns să îi cauți contul de Facebook, să te uiți în telefonul lui, să îi cauți mesajele, să îi deschizi e-mail-ul, în momentul ăla încrederea ta în el este foarte aproape de zero și este păcat. Este păcat să distrugi relația cu neîncrederea ta. Știu că mi s-a întâmplat și mie, mi-a scris cineva pe Facebook, zice, îl cunoașteți pe un nume? Și zic, nu, nu-l cunosc. Păi ce, văd că v-ați făcut prieteni. Zic, așa, și? Și zice, e soțul meu. Și zic, așa, ok, și? Bine, zic, și? Zice, am crezut că îl cunoașteți. Nu, nu-l cunosc. Dai seama că a dat toată lista da, de prieteni da, de pe Facebook da, și i-a luat fiecare doamnă da, în parte. Da, da. Deci este hilar. Deci pentru mine a fost hilar. Acum, nu știu ce credea că obține cu chestia asta. Adică dacă cineva chiar îl cunoștea, ce-ar fi zis? Da, îl cunosc și am ieșit cu el de 10 ori la cafea sau nu aștepta știu ce. O confirmare. Da, cred că da. Este dureros să ajungi în situația asta. Da, da. Să faci lucrurile astea. În primul rând pentru tine. Da, da. Exact, îți scade stima de sine, adică până la urmă tu cine mai ești acolo în relația aia, ce încredere mai ai în tine, ce încredere mai ai în partenerul tău. Până la urmă dacă nu aveți încredere, de ce mai stați împreună? Ce se sare? Așa cum spuneai, există niște da. Beneficii, există niște motive da, da. Pentru care oamenii nu ies din relații, ratele, copiii, veniturile de la... mai departe, sunt da. Multe. Da. Se mai pot salva astfel de relații? Când apare infidelitatea și ambii parteneri știu, se mai poate salva o astfel de relație? Dacă își doresc. Era vorba adevărat. Aia cu ciorba reîncălzită, nu mai are același gust. Dacă amândoi își doresc cu adevărat și dacă cumva pun pe masă cu sinceritate toate motivele care i-au dus către infidelitate și dacă celălalt înțelege și acceptă că a fost și responsabilitatea sa, pentru că niciodată nu este doar vina unui partener. Este și responsabilitatea celuilalt, adică unul a neglijat, unul nu a iubit, unul nu a investit timp, unul, da? În momentul în care își asumă responsabilitatea amândoi pentru ceea ce s-a întâmplat și pun pe tapet tot și înțeleg unde s-a strecurat greșeala, unde a fost breșa și lucrează la ea, relația se poate reconsolida. Desigur că rămâne acolo ceva, dar dacă o să mai facă încă o dată, dar dacă... Acea urmă de neîncredere, acea de îndoială. Urmă de neîncredere, dar, din nou, depinde ce vă leagă. Dacă există încă iubire, nimic nu este pierdut. Sunt mulți parteneri, probabil știi și tu și am auzit cu toții, care dau vina pe cel care trădează. Întotdeauna dau vina pe cel care trădează sau pe o ea sau pe un el din exterior și se mai duc și mai discut, așa cum spuneai tu, și cu cea de-a treia persoană, ca și cum ar fi singura vinovată de ceea ce se întâmplă în cuplu. Da. În realitate, acea persoană n-ar fi avut unde să intre dacă nu era loc. Deci nu avea unde... Un cuplu care este ok, nici el nu se uită către alte potențiale partenere, nici ea nu se uită către potențial partener. De ce? Dacă ai acasă tot ce ai nevoie,
De ce te-ar interesa altcineva ca să-ți complici viața? Dar tentația este mare, sunt atâtea femei frumoase în jur, să zicem, da? Și mai este și atracția fizică. Ok, dar există și acel happily married, sunt căsătorit și sunt fericit în căsătoria mea, da? Acum, depinde de fiecare, pentru că este alegerea fiecăruia. Este alegerea fiecăruia. Ce decide să facă? Dar te gândești puțin ce ai acasă, dacă tu ai o relație minunată, nu știu dacă ești dispus să, pur și simplu, să renunți la ea sau... Da, mulți nu renunță, nu trebuie să renunțe, știi? Da, dar te gândești că la un moment dat se poate să descopere, da? Se poate să descopere și dacă, pentru că știi cum se zice că minciuna are picioare scurte, este imposibil să nu se descopere la un moment dat, da? Și când te descoperi, atunci ce faci? Cum te simți? Cum se simte ea? Cum te simți tu? Ce motive stupide vei găsi pentru ceea ce s-a întâmplat? Nu-i mai bine să-i spui, uite, mie îmi place de... tipa aia de la serviciu, știi? Și nu-mi doresc să-mi placă de ea, dar știi, îmi place de ea, știi? Dar câți au curajul să vorbească cu un partener astfel de lucruri? Apropo, cum comunicăm unui partener astfel de lucruri? Uite așa simplu, la o masă, într-o seară, când suntem liniștiți, privindu-ne ochi în ochi, pentru că este un semnal de alarmă care arată celelalte persoane că ceva nu este în regulă în cuplul vostru, pentru că altfel el nu s-ar uita sau ea nu s-ar uita în afară, da? Deci spune-i, nu știu, mie mi se pare o chestie de, cum să spun, de sinceritate și de respect față de celălalt. Și față de tine. Față de tine nu mai vorbesc, da? Față de tine nu mai vorbesc. Deci e șansa ta, înainte să faci pasul ăla, spune-i partenerului tău. Eu chiar am avut un prieten care îmi spunea... Zice, uite, dacă vreodată te gândești, apropo de ce spunea, că pune în câmpurile tale un lucru pe care poate tu n-ai de gând să-l faci niciodată, însă el pune îndoiala în câmpurile tale. Zice, dacă vreodată te gândești să te duci cu un alt bărbat, zice, te rog eu frumos, stabilim o regulă, telefonul de 30 de secunde, cu 30 de secunde înainte îmi dai telefon și îmi spui, știi, uite, eu nu mai vreau să fiu cu tine, da? Și m-am gândit așa, Doamne, ce idee, dar da, într-adevăr, deci poți să stabilești o asemenea regulă. Dar nu e o regulă prea bruscă? Da. Funcționează astfel de reguli? Sincer, mie mi s-a părut exact cum spuneam, ca și cum mă vede persoana care ar fi în stare să trădeze, să înșele, să meargă cu altcineva și nu mi-a plăcut. I-am spus, pui în câmpurile mele o îndoială care nu și are locul și zic, o să se întâmple chestii nasoale. Zic, mai bine, dacă tu vrei să provoci telefonul ăla de 30 de secunde, atunci mai spune-mi lucrul ăsta. Dacă nu, eu fac abstracție de ceea ce mi-ai spus și șterg pur și simplu informația asta pe care ai pus-o în câmpurile mele și cu care nu rezonez absolut deloc. Până la urmă, totul pleacă de la comunicare. Exact, exact. Dacă ne spunem ceea ce ne doare, dacă spunem și trebuie să o spunem într-un fel în care să nu-l rănim pe celălalt. Noi am fost, nu știu dacă educați, obișnuiți, să zicem, și am văzut în jurul nostru spunând lucrurile astea cu reproș. E, asta nu este ok. Asta nu este ok. Trebuie să învățăm să comunicăm asertiv, să spunem mă simt, nu știu cum, atunci când tu nu știu ce. Deci spune, vorbește despre sentimentele tale. Nu-i spune celuilalt, iar te-ai uitat după aia. Toată ziua ești cu ochii numai după, da? După fuste sau, da? Deci nu în felul ăsta, adică nu ca o precupeață la piață cu mâinile în șold. În niciun caz, pentru că niciun bărbat nu-și dorește să fie cicălit. Tot la workshop-uri facem un tabel așa în paralel cu ce nu suportă bărbații la femei să vedem în cuplu și ce nu suportă femeile. Deci bărbații nu suportă să fie criticați. Deci nu suportă să fie criticați. În momentul în care sunt criticați, nu se mai simt bărbații în cuplu. Ei spun, eu vreau să fiu admirat, eu vreau să fiu apreciat, vreau să simt că partenera aia este mândră că eu sunt soțul ei sau iubitul ei, da? Și chestia asta cu aprecierile și cu încurajările este unul dintre limbajele de iubire care este în general specific bărbaților și este bine să știi ce limbaj de iubire are partenerul tău și să-i vorbești pe limbajul lui de iubire. Dacă are acest limbaj cu aprecierile, cuvintele de încurajare și aprecierile, trebuie să-l folosești la greu, pentru ca el să se simtă iubit. Altfel, dacă tu ai limbajul de iubire serviciile și tu îi calci cămășile, îi faci de mâncare, nu știu, îi duci hainele la curățat, iei hainele de la curățat, duci copiii la grădiniță, îi aduci de la grădiniță, da? Dar nu-i oferi încurajări și cuvinte de apreciere, atunci el nu se simte iubit. Și dacă nu se simte iubit... Apare acea breșă de care vorbeam. Da, deci e important să știi care este limbajul lui de iubire și să-i vorbești pe limbajul lui, cum și el.
trebuie să știe care este limbajul ei de iubire și să-i vorbească pe limbajul ei. Că sunt femei care au limbaj de iubire cadourile, dar sunt femei care au limbaj de iubire timpul petrecut împreună sau atingerile și îmbrățișările. Și poți să-i aduci tu câte cadouri vrei. Dacă nu o ții în brațe, degeaba! Și atunci trebuie să știi, să știi ce, exact. Ce are nevoie. Așa. Ce nu-și mai doresc bărbații? Să fie cicăliți? Da. Nu-și doresc să li se caute în telefoane, să fie verificați, deci da, să fie verificați, da, nu le place. Și femeile chestii. Au așa tendința asta mai dezvoltată de control. Părerea mea că dacă n-au încredere în ele, vor avea această tendință. Dacă au încredere în ele, nu văd pe cineva care are încredere în ea, are încredere în relația pe care o are și se apucă să controleze telefonul. De ce? Ce ar fi să-ți umble și el în geantă? Și să-ți caute și el... nu știu, în telefon și să-ți umple și el în mail-uri. Ei, se întâmplă și viceversa. Eu nu spun că doar doamnele fac lucrul ăsta. Da. Eu am văzut chiar conturi pe Facebook unde au nume Ioana și Marius, de exemplu. Da. Deci mi se cont pare comun. Ceva... Da. Deci... Și fotografie comună. Da, da. Unde este identitatea, unde este identitatea ta? Deci în cuplu nu trebuie să te identifici cu celălalt. Probabil că tocmai rămâi... din teama asta... Din că el va vorbi cu altcineva. Da, să vadă toată lumea că acolo există un cuplu, da? Că nu sunt singuri și că nu e loc. E un semnal de alarmă, nu e loc, cam așa sună. Dar cu toate astea, semnalul ăsta îți dă mult de gândit. Da. Pentru că dacă ar fi încredere, așa cum spuneai, dacă ar fi siguranță, n-ar fi nevoie să faci astfel de gesturi. Exact, exact. Și da, uite, e important asta, să te simți în siguranță. Acolo în cuplu să te simți în siguranță. Dacă ești temător, dacă mereu te gândești că, aoleu, dacă e cu altcineva, dacă... Întârzie și dacă începi să-ți întârzie, faci scenarii imediat. Da, unde s-a dus sau dacă începi să-l verifici. Nu, deci pui lucrurile astea, ori poți să-i oferi încrederea ta și asta e, îți asumi. Ori oamenii își doresc să se simtă liberi în relații, nu vor să se simtă constrânși. Nu vor să se simtă legați cu cătușe. Nu vor, deci nimeni nu-și dorește chestia asta. Nu ești un animal la circ, ținut în cușcă. Da? Ai dreptul să... Indiferent câte hârtii ai exista și câte angajamente câte și câte cununii și așa mai departe. Ai dreptul să ai hobby-urile tale, să te întâlnești cu prietenii tăi. O altă greșeală care se întâmplă des în cupluri. Da? În după care, ce s-au căsătorit, da, nu mai gata, voie. Se taie cu prietenii, ele nu mai au prietene, ei ies mai rar cu băieții că nu vrea ea, că trebuie să fie împreună și se întâmplă despărțirea, divorțul, nu știu, treci printr-o criză în cuplu. Și nu mai ai unde să te duci, nu mai ai prietenele cărora să te duci, să le spui sau să găsești. Ai nevoie de o perioadă din asta în care să simți sprijin al cuiva, da? Să poți să împărtășești, mai ales noi, nouă femeilor, ne place să găsim această, să ne confesăm altor femei, da? Bărbații mai puțin. Însă, da, ne pierdem prietenii și renunțăm la o parte din noi, de fapt, atunci când facem lucrurile astea. Nu trebuie să ne identificăm în cuplu, trebuie să fim noi înșine, acolo, și să venim ca și persoane individuale cu aspirațiile lor, cu dorințele lor și doar să ne dorim ca acolo în cuplu să evoluăm, să putem să creștem, să-l ajutăm pe celălalt să crească și el să ne ajute pe noi să creștem. Pentru că altfel, de ce? Am mai fi împreună și n-am face, cum spuneam, ar sta fiecare singur la casa lui și doar s-ar întâlni poate din când în când. Ai văzut și tu multe cupluri în care unul evoluează și celălalt nu și da. Apar diferențele. Și apar rupturile. În momentul în care unul evoluează și celălalt stagnează, apar rupturile, pentru că cel care a stagnat nu-l înțelege pe cel care evoluează și încearcă să-l oprească. Încearcă să-l oprească și chiar cu agresivitate, adică vine și spune, te-ai dus la cursurile alea să-ți spele creierul, da, deci aud des știu, chestia știu, asta. Știu. Da, deci te-ai dus la cursurile alea și te-au spălat creierul și ia, uite că nimica nu mai e cum era sau la început. Sau te-ai mai dus în secta aia, am auzit da. Și pe asta. Cu în ce secta ai intrat? În ce secta ai intrat, da. 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 Adevărul este că fiecare om are dreptul să își dorească mai mult de la viața lui și dacă el simte că calea lui este în altă parte, trebuie să-i dai voie să se ducă acolo. Nu poți să-l ții agățat, deci nu poți să-l ții legat, nu poți să... Dă-i voie, dă-i voie să crească și el. O provocare sau, mă rog, o problemă mult mai gravă decât infidelitatea mi se pare violența. Da. Și aici vorbim și de violența verbală, nu numai violența fizică. Cum poți ajunge să trăiești lângă un om care este violent? Având fie verbal, fost... fie fizic. Având un tată care a fost violent, de exemplu? Cum spuneam, îți alegi un partener care să repete să aibă aceleași
necalități pe care le-a avut tatăl tău? Ce n-am înțeles eu din relația cu tatăl meu, de mi se repetă acest tipar? Nu am acceptat. L-am acuzat, l-am criticat și nu am acceptat că mama mea a stat cu el în ciuda violențelor, în ciuda bătăilor, în ciuda certurilor, în ciuda... Da? Nu am înțeles-o pe mama mea. Și atunci repet lecția ca să înțeleg eu. Și din nou, este o alegere. Îți trebuie foarte multă putere să pleci de lângă un bărbat care este violent. De ce se creează un sentiment de inferioritate și un sentiment de am făcut eu nu știu ce și din cauza aia mi s-a întâmplat ca el, nu știu, să mă certe, să mă bată, să mă... Se auto-învinovățește singură. Și îi găsește motive agresorului, ca să zicem așa, scuze, da? Astfel încât să rămână mai departe în cuplu. De ce? Pentru că nu a învățat încă. Nu a învățat să se pună pe ea pe primul loc. Și când le întreb, ok, cine e cea mai importantă persoană din viața ta? Și stă așa puțin să se gândește, zice, el. El. Păi atunci, este alegerea ta. Nimeni nu o să vrea să te facă pe tine fericită dacă tu nu vrei să te faci fericită. Deci vorbim de relația victimă-agresor. Da. Care este o relație foarte complicată, din care ieși foarte greu. Și părerea mea că doar cu ajutor de specialitate. Este foarte greu să ieși singur. Cu foarte multă forță interioară, pe care e puțin probabil să o ai, pentru că nu ai tolera o asemenea situație. Dacă avea forța aceea interioară, prima oară când ar ridica palma sau când ar face nu știu ce, îi spune, ok, dar se mai întâmplă o dată, nu mai vezi și gata. Dar se mai întâmplă și a doua, și a treia oară, și închizi ochii și așa mai departe. De asta spun că este foarte greu să ieși singur dintr-o astfel de relație în care ești abuzat. Da. Dar sunt relații în care ești abuzat emoțional, fără să-ți dai seama. Sau șantajat. Sau șantajat, da. Dar în secunda în care realizezi la un moment dat, deci nu există să nu fie o prietenă în cercul de prieteni care spune, măi, tu nu vezi că XYZ. Nu vezi că, măi, te știam altfel. Deci trebuie să fii atent la ceea ce spun prietenii tăi, pentru că ei văd cu alți ochi. Te tu ești mult mai din subiectiv afară, din interior. Tu ești subiectiv și nu-ți dai seama. Tu ești acolo în cercul ăla în fiecare zi și nu te prinzi. Dar îți spun cei din jurul tău, măi, te-ai schimbat, măi, ți s-au stins luminițele din ochi. Exact. Se vede pe chip. Ce este cu tine? Da, te văd tot mai tristă, te văd abătută. Parcă ai murit în interiorul tău. Deci oamenii spun lucrurile astea. Numai că nu toți sunt pregătiți să audă. Ideea e deschide urechile și fii atent la ceea ce ți se spune și fă ceva. Nu rămâne, pentru că din ce stai mai mult, din aia ți-e mai greu să ieși de acolo. Din aia ți-e mai greu, da. Șantajul ăsta emoțional, când apare? Șantajul emoțional apare atunci când cel care este șantajat permite și dă voie celuilalt să îl șantajeze, pentru că nimeni nu poate să-ți facă nimic dacă tu nu-i dai voie. Dacă nu, așa este. Da, și dacă îi dai voie, asta înseamnă că ai un beneficiu de acolo. Nu? Ți-e teamă de ceva, ți apasă un buton, este ceva. Este ceva. Adică nu mă părăsi că mi-au zilele, nu mă așa că o să le spun copiilor nu știu ce. Apare șantajul emoțional mai nou, am auzit o chestie foarte interesantă de... soți care rămân în cuplu pentru că soția spune dacă divorțezi de mine, nu o să-ți mai vezi niciodată copilul. Asta mi se pare, chiar am postat zilele trecute așa ceva, mi se pare odios. Copilul acela nu este o proprietate. Nu este proprietatea ta și nu este proprietatea lui. Nu este un obiect pe care îl dai de colo-colo. Are în egală măsură drepturi ca și tine pentru că este tatăl lui. Și nu văd de ce l-ai șantajat pe tată cu amenințarea asta că nu o să-ți mai vezi niciodată copilul. Deci este trist că bărbații ajung să rămână în relații pentru că nevestele spun nu-ți mai vezi niciodată copilul dacă divorțezi de mine. Ok, și șantajul ăsta, părerea mea, că funcționează pe o perioadă scurtă de timp. Nu cred că funcționează toată viața. Că până la urmă suporți, dar știi cum e. La un moment dat crezi copiii mari și oricum te duci dacă asta este deci ceea ce îți dorești. Nu-l poți ține nici cu șantaj, nici cu un copil pe care el nu și-l dorește, să spunem că sunt întâlnite și astfel de cazuri, da? Când o sarcină este ținută doar pentru a-și atrage iubitul. Da, și acolo din nou el își dorește să fie acolo, pentru că altfel poate să spun, ok, n-am stabilit de comun acord că facem un copil, nu este un proiect comun, ca să zicem așa, drept pentru că dacă este proiectul tău
de viață, ok, minunat, o să contribui la creșterea copilului și atât. Altfel? Altfel înseamnă că accepti și tu. Da, sunt persoane care, da, ajung să se căsătorească. Chiar știu pe cineva care a zis că m-a întrebat viitoarea soacră la momentul respectiv, când mă însor cu prietena lui din acel moment și ceva, păi da, el, ce, am găsit și eu o scuză și am zis că n-am bani acum și că ce crezi, mi-a făcut ea nunta. Deci soluții se găsesc, uite. Soluții se găsesc și el a ajuns să fie însurat fără să-și fi dorit să se căsătorească cu fata aia pentru că i-a fost jenă. Deci a fost jenă să zică că știi că eu nu vreau pe... Uite, pe asta nu înțeleg. Cum păi... să ajungi să te căsătorești dacă nu vrei? Eu pe asta nu vai, pot deci înțelege. Am auzit, am zis că scriu o carte pe tema asta, te pe cuvânt, dacă nu... Deci, am avut un cursant care a zis, zice, workshop-ul ăsta al tău, zice, merita 1000 de lei. Și am zis, de unde ai scos tu suma asta? Zice, pentru lecția de îmbrățișări. Toți cursanții mei primesc lecția de îmbrățișări. Și zic, dar de ce asta? Și zice, pentru că eu nu am fost niciodată îmbrățișat. Și eu mă uitam la el, deci nu-mi venea să cred. Zic, cum adică n-ai fost niciodată îmbrățișat? Pentru că ești însurat și ai și copil. Adică, vezi ce înseamnă? Ne facem în minte niște proiecții, da? Spune, mă, dacă ești însurat și ai și copil, sigur te-a îmbrățișat cineva vreodată. Și el zice, nu. Păi zic, cum nu? Zic, dar voi nu v-ați iubit când v-ați luat? Și el zice, nu. Da, atunci zic, de ce cum v-ați luat? Copilul? Și zice, păi un prieten de-al meu trebuia să se căsătorească cu viitoarea, cu soția mea actuală și zice, eu am pus pariu că într-o lună de zile eu fur și a furat-o. Și zice, ce era să fac acum? A trebuit să mă însor cu ea. Deci există și asemenea situații. Doamne, ce și zice, după aceea ce ne-am amenințat cu divorțul nu știu câte luni la rând, până când a zis ea că hai să facem un copil, că asta o să ne sudeze relația. E, și ce să vezi? Bineînțeles că copilul nu sudează nimic. Copilul agravează problemele dintre soți, da? Și era în continuare în aceeași Doamne, situație. Doamne, și câte scenariuri mai exista la care da, nici nu ne gândim. Nici exact. Nu ne gândim, exact, da, da. Deci nici nu ne gândim. Da, oamenii ajung în relații, nici ei nu știu de ce, cum spuneam. Deci nu știu de ce au intrat în relația aia, nu știu ce îi leagă de persoana aia, nu știu ce își doresc ei cu adevărat, nu știu ce înseamnă pentru ei o relație, nu știu ce înseamnă pentru ei iubire. Și atunci merg așa, nu știu, teleghidați, ca să zic așa, până la un moment dat când se trezesc și spun, stai mă puțin, că asta nu este viața pe care mi-o doresc. Parcă altcineva mă trăiește pe mine, adică nu trăiesc eu aici. Eu am fost șocată și uimită și apropo de ce spui tu, un scenariu la care nu m-am gândit niciodată, apropo de schemele de gândire pe care le avem implementate, știu câteva cupluri, destul de multe, care în societate sunt par fericite sau da. Se străduiesc să pare fericite, dar în realitate nu mai au niciun fel de raport intim, dorm în camere separate, nu mai au niciun fel de intimitate. Este mai importantă masca socială. Este mai important să pari căsătorită. Este mai important să ai beneficiile pe care le ai din relația aia. Pentru acele persoane care stau în cuplu. Există întotdeauna ceva care te motivează să faci sau să nu faci lucruri. Ok, și cât o poți duce așa? Cât vrei tu. Cât vrei tu. Cât te țin nervii sau până când unul dintre ei găsește altceva mai bun. Da, sunt persoane care, de exemplu, n-au divorțat de prima soție sau de primul soț, au alte relații de zeci de ani de zile și nu catadixesc să divorțeze. Pentru că e ok așa. Da, sunt tot felul de situații. Ok, spun ei că este ok așa. Nu divorțezi de partener sau parteneră, rămâne acel act. Da, în fața societății. În fața fapt, societății. Da? Dar la nivel energetic, se întâmplă ceva nerupându-te da. De acolo? Da. Aș vrea rămâi, să rămâi, și lucrul rămâi conectat energetic cu persoana respectivă și conexiunea aia energetică te face să nu fii niciodată 100% în cealaltă relație. Întotdeauna vei fi... ca și cum o parte din tine a rămas dincolo. Sunt acele stringuri, acele da, corzi acele... care rămân între tine și fostul partener. Da. Și nu prea e bine să fie așa. Este ca și cum ai fi cu o altă persoană, dar în realitate nu sunteți doar doi acolo, ci mai este un al treilea, nevăzut, care este mereu între voi. Ce e de făcut în astfel de situații? Ok, te-ai despărțit, cum rupi tot trecutul, din toate punctele de vedere cu celălalt? În primul rând decizi. În primul rând, decizi că asta este ceea ce îți dorești sau că asta vă face vouă cel mai bine. Până la urmă, trebuie să poți să te alegi pe tine și să alegi binele tău, să alegi sănătatea ta emoțională, ca să zicem așa. Da? Trebuie să decizi că asta este ceea ce îți dorești și după ce ai decis asta, să nu te mai întorci, fiindcă n-are niciun sens. Ce trebuie să faci exact ca să fie eliberați
ambii parteneri. Adică să nu rămână unul atașat, legat de celălalt, astfel încât ambii să fie liberi. Poți să divorțul, tai legăturile emoționale, da, divorțul ca divorțul, deci ceea ce înseamnă, bine, presupunând că există un certificat de căsătorie, așa, pentru că acum, în ultima vreme, oamenii nu se mai căsătoresc, că nu mai au nevoie de hârtia aia, e mai complicat la divorț cu banii pe avocați și așa mai departe, și atunci mai bine stau în, cum se numește, o uniune liber consimțită, cred că așa se numește. Da, și ok, ai decis să te desparți foarte bine, tai și legăturile emoționale cu persoana respectivă, fă ceea ce eu spun adeseori, exercițiu cu bula de energie. Cum e exercițiu? Da. Așa descrie-l puțin. Da, e foarte frumos, se poate folosi nu neapărat pentru un partener, dar și pentru un partener și cu orice altă persoană cu care, să spunem, ai neînțelegeri, ai resentimente față de aia, ești supărată, simți că ți-a greșit sau simți că e greșit, nu contează, îți imaginezi în fața ta o bulă mare, așa, cât o cameră, o bulă mare cu energie, cu lumină albă. Și intri în acea bulă, tu singur sau singură, și aduci acea persoană căreia vrei să-i spui ce ai de spus, da? Și vrei să rupi legăturile cu ea, să nu te mai afecteze, să nu te mai doară. Aduci persoana aia în bula ta de energie și îi spui acolo, în imaginația ta, tot ce ai pe suflet. Tot ce ai pe suflet, deci vezi tot până la ultima, până la ultimul firicel de reproș pe care l-ai. Și după ce ai terminat de spus tot, faci acea tehnică din Ho'oponopono, te rog să mă ierți, îmi pare rău, îți mulțumesc, te iubesc, și spui lucrul ăsta, îl repeți de atâtea ori până când simți că este cu adevărat, adică simți în corpul tău că ceea ce spui este adevărat și că nu mai ai niciun resentiment față de persoana aia. Asta înseamnă o eliberare, da? De toate emoțiile negative, distructive care sunt între tine și cealaltă persoană. Ca și metoda scaunului gol, da? Da, și sufletele se împacă în momentul ăla. Sufletele n-au nimica. Deci, Doar mințile noastre, ego-urile noastre vor să spună, tu ai fost de vină că ne-am despărțit, sau uite-te ce mi-a făcut, uite ce... La nivel de suflet sunt alte conexiuni exact, pe care mintea nu le... Da. Percepe. Daniela, eu îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost astăzi alături de noi și ne-ai împărtășit din experiența ta. Te așteptăm cu drag să dezbatem și alte subiecte. Mult succes! Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, încheiem discuției. Sunt Ana Bolăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă. Pe curând!